La momentul actual există o singură instituție care are conturile blocate și anume Spitalul Județean, însă trebuie să vă spun din experiența lunilor trecute că situația dânșilor se rezolvă în a doua decadă, a doua, a treia decadă, în momentul în care primesc fonduri și își plătesc arieratele și se deblochează. Ce presupune această blocare de conturi și cum poate afecta activitatea Spitalului Județean de Urgență? Blocarea conturilor înseamnă imposibilitatea de a face decontări până la momentul deblocării. Sigur, e un termen prea scurt și activitatea se poate desfășura în mod normal. Putem vorbi despre un cuantum al arieratelor? Nu sunt date publice. Conturile Spitalului Județean de Urgență se vor debloca doar după ce unitatea medicală va plăti măcar o parte din arierate. Periodic, din cauza datoriilor, spitalul are conturile blocate.